Străzile din Bordeaux sunt curate și cochete. Străzile din Bordeaux, pline de oameni curați și cocheți. Toți oamenii din Bordeaux sunt tineri. Toate fetele de 23 de ani au unul sau doi copii. Fetele de 23 de ani poartă pantaloni strâmți pe gleznă și pantofi rotunzi anii 60. Ochelari de soare, jachetă scurtă, eșarfă asortată. Fetele de 23 de ani sunt slabe și vesele, blonde cu fața ascuțită, brunete cu breton lung și drept. Împing căruciorul și trag de mână celălalt copil. Celălalt copil trage de lesă un câine de două ori mai mare ca el. Fetele de 23 de ani fac shopping și împing căruciorul. Camailleux, H&M, Lafayette, toate marile firme de pe Rue Saint-Catherine, strălucind pe pungile colorate agățate de mânerul căruciorului. Pe o bancă, în stația de tramvai din sticlă și lumini metalizate, un bărbat la 50-60 de ani își scoate pantofii lăcuiți, șosetele. Începe să-și taie unghiile.